Bună ziua și bine v-am regăsit! Iată-ne din nou, așa cum am promis, pe calea Victoriei. Ne aflăm acolo unde am rămas, în urma problemei tehnice. De fapt, acolo unde ne-a lăsat echipamentul. Ne-a lăsat echipamentul și sperăm ca de data asta să fie cu noroc. Cel mai probabil. Că este a treia oară. Da. Adică să se știe că noi am avut toată bunăvoința. Eu te-aș întreba dacă ți-ai făcut temele fiind a treia oară. Deja le știu pe de rost acum, le visez. Încerc să ieșim din filmul ăsta cu ziua cârtiței. Și hai să trecem la treabă. Casa vecină cu casa Lenș-Vernescu nu pare săraca să fie într-o stare prea bună de conservare, dar din fericire și-a păstrat frontispiciu care sus ne prezintă o monogramă și ne arată de desubt anul cel mai probabil al ultimei restaurări sau al ultimei prefaceri arhitectonice, 1871. Numele casei, așa cum este ea cunoscută în memorialistică, este Hristu Bagration. Hristu, bineînțeles, vorbim de proprietarul inițial, cel mai probabil un negustor avut de pe calea Victoriei, pentru că aici, cum spuneam, e un melanj între boieri, banii vechi, să spunem, și banii mai noi, cei îmbogățiți într-o manieră mai capitalistă. Bagration, în schimb, evident că nu e nume românesc. Bagration este o dinastie regală din Georgia. Potrivit politicii duse de Imperiul Rus cam pe la toate granițele sale, una dintre manierele de a asigura loialitatea teritoriilor pe care le cucereau era de a rusifica elitele. Această dinastie Bagration fiind una dintre familiile georgiene care au fost aduse la curtea de la Sankt Petersburg și treptat au devenit mai apropiate, să spunem, de cultura rusă. Probabil cel mai celebru exponent este generalul Piotr Bagration, cel care ia parte la războaiele napoleoniene în timpul invaziei lui Napoleon în Rusia și moare în acest război. În schimb, Bagration, care dă numele acestei case, este de fapt o femeie. Este vorba de Zoe Bagration, născută însă Văcărescu, deci boieroaică româncă, dar de care se amorezează, iată, un principe rus. Împreună au avut o fată numită Alina, la rândul ei măritată Băleanu, însă aceasta Alina se vede că sângele rus și-a spus cuvântul, pentru că pe lângă soțul ei era cunoscută la începutul secolului XIX, în prima jumătate, drept amanta oficială a generalului conte Pavel Kiselev, cel care a administrat și a condus, de fapt, țările române în perioada regulamentelor organice, în timpul stăpânirii căruia s-a creat și prima comisie de înfrumusețare a politiei, adică a orașului. Deci este pentru prima oară în istoria Bucureștiului când cineva gândește sistematic care ar trebui să fie aspectul capitalei. Deoarece generalul era căsătorit încă din tinerețe cu o principesă poloneză, de care însă se înstrăinase după niște ani de căsnicie, mi se pare din cauza faptului că aceasta nu putuse avea copii. Principesa poloneză alesese să trăiască la Paris, deci trăiau despărțiți, erau împreună doar cu numele. Însă țarul conservatorul Nicolae I nu a permis generalului se despartă, se recăsătorească cu amanta lui, astfel încât cei doi, deși au trăit până la capăt împreună, Alina s-a mutat la un moment dat în Rusia împreună cu generalul care a servit și ca ambasador la Paris, cei 6 copii nu au putut fi recunoscuți, 6 au avut în timpul acestei relații, dar nu au putut fi recunoscuți de Kiselev și drept urmare au fost înfiați de un unchi, vor ajunge la rândul lor 2 dintre fetele pe care le-a avut această fiica lui Zoe Bagration cu generalul Kiselev să aibă la rândul soți celebri și este vorba de Sasha, măritată cu nimeni altul decât Alexandru Odobescu. În turul de la Piața Romana am fost la monumentul funerar al tatălui său, generalul Ion Odobescu. Alexandru Odobescu, un scriitor de talentat din secolul al XIX-lea, probabil cea mai cunoscută opera lui e Pseudo-Kinegeticos, fals tratat de vânătoare, dar totodată și un pasionat arheolog care ne lasă prima descriere științifică a tezaurului de la Pietroasa, se căsătorește cu această fiica generalului Kiselev, care îi rămâne alături până la moarte petrecută în condiții destul de tragice. O dragoste tomnatică a lui Alexandru Odobescu neîmpărtășită îl face să se sinucidă în cele din urmă. I-a rămas alături până la capăt.
O altă fiică, în schimb, a avut, să spunem, o căsnicie mai fericită. S-a măritat cu unul dintre cei mai reputați genealogiști din istoria noastră, cu istoricul Ștefan Grecianu, casa grecenilor, văzând-o noi la intersecția Căii Victoriei cu Bulevardul Elisabeta. Cam ăsta ar fi istoricul acestei case, care amintește foarte limpede de arhitectura boierească din secolul XIX. Vedem elementele stilului neoclasic în capitelurile coloanelor, în frontispiciu, în încadramentele ferestrelor, în decorațiile care susțin balconul, piesa centrală a clădirii, cât și în ușa deschisă în partea stângă. În dreapta ușii, dacă o să traversăm, o să vedem, în schimb, o treabă foarte interesantă pe care o păstrează această casă. Respectiv, este, după știința mea, cea mai veche plăcuță din București, probabil la sfârșitul secolului al XIX-lea sau cel mai târziu, în începutul secolului XX, amplasată, care atestă faptul că proprietarul casei este abonat la Societatea de Ridicare a Gunoiului din București. Deci vorbim de prima formă de salubritate publică gândită în București, momentul în care orașul se aglomerează. Bineînțeles, Calea Victoriei e lider la aglomerația urbană și, drept urmare, ai în cele din urmă nevoie de un asemenea serviciu ca să eviți probleme de ordin sanitar. Putem să vedem tăblița destul de bine ștersă de vreme în partea dreaptă a intrării. Iar sus, din câte văd, este un blazon, dar din păcate pe mine e un indicativ de stradă, cred. Pe mine miopia nu prea mă ajută să discern foarte limpede despre ce e vorba. București este vechea ortografie până la primul război mondial. Și vedem și indicația că este monument istoric. Bine ar fi să fie și mai îngrijită, dacă tot are statutul ăsta. Da, supremă dovadă de bun gust. Intrăm pe o străduță adiacentă Căii Victoriei, strada Mihail Moxa, aia amintește de un cronicar din secolul XVIII, pe locul unde se găsește actualul Hotel Moxa, deci pe partea noastră dreaptă aici, se găsea până în perioada interbelică locuința fratelui primului ministru Ighe Duca, Grigore Duca. Ighe Duca este cel mai cunoscut dintre cei doi, este prim-ministru din partea Partidului Național Liberal și cu moartea sa inaugurează, din păcate, seria de asasinate ale legionarilor. Este asasinat de un comando legionar la Sinaia. În schimb, ne lasă o serie de memorii care sunt extrem de prețioase, atât pentru cunoașterea personalităților timpului, cât și evenimentelor politice. Mi-a rămas în minte un citat din memoriile sale, vis-a-vis de nu mai știu ce incident diplomatic, dar făcea o caracterizare a poporului român. Spune: cusurul, marele nostru cusur național, este aceea de a ne pune grim public, ceea ce ne-a adus tot timpul dezavantaje în privința imaginii. Deci obiceiul de a ne spăla rufele în public, nereușind cumva să le gestionăm în interior problemele. Fratele său, Grigore Duca, o personalitate mai discretă, nu a avut copii în căsnicia sa și, drept urmare, casa i-a revenit menajerei, femeii care se ocupa de menajul casei, fiind, iată, o situație din aceasta mai inedită de persoană de condiție modestă care moștenește averea unui, nu e chiar boier, dar unui om din elita vremii respective. Acum ne apropiem de una dintre cele mai frumoase, unul dintre cele mai frumoase edificii din porțiunea asta de tur. Este o clădire care se întrevede deja printre coroanele copacilor pe partea stângă. Mihail Moxa numărul 5. Mi-am calculat prost gabaritul, eu o să ocolesc. Este o clădire care, dat fiindcă acum am repetat, prezintă niște similitudini vizibile cu un alt edificiu bucureștean pe care o să-l vedem la finalul tururii, respectiv cu Muzeul Țăranului Român, aceeași fațadă de cărămidă aparentă, aceleași elemente caracteristice stilului arhitectonic neoromânesc, preluate de Ion Mincu de la elementele decorative ale vechilor biserici, dar nu este opera lui Ion Mincu, ci a aceluiași arhitect care a făcut și Muzeul Țăranului Român, arhitectul Nicolae Ghica Budești. Salut! Așa.
El este cel care realizează acest edificiu și, spre deosebire de Muzeul Țăranului Român, acesta, deși are proporții monumentale de asemenea, a fost inițial reședință privată, reședință privată pentru un reprezentant al aristocrației române, generalul Radu de Rossetti. Cum să-i facem plasarea în timp e un pic mai dificil, pentru că provine din această ramură a familiei Rossetti, cunoscută ca Răducanu, pentru că au tradiția ca pe toți întâi născuți din fiecare generație să-i cheme Radu, și mult succes să-l găsești pe al 14-lea Radu din a 14-a generație. Așadar, n-ar trebui să te surprindă că este fiul lui Radu Rossetti. Tatăl său rămâne în istorie ca unul dintre cei mai de succes memorialiști pe care am avut noi, din cele ce am auzit, se numește, mi se pare, lucrarea sa, și prezintă evoluția moravurilor, mai ales din societatea românească, evident din societatea de sus în mare parte, între sfârșitul perioadei fanariote și ajunul primului război mondial, cu toată tranziția asta destul de uimitoare, de la moravuri orientale la cultura de inspirație franceză preponderent pe care o aveam la începutul secolului 20. Atât tatăl cât și fiul nu și-au ținut neapărat statutul de boieri, în sensul că n-au fost niște boieri caracteristici. Tatăl, bine, și din cauza unui părinte destul de risipitor, a rămas fără o parte din avere și a fost nevoit să lucreze ca funcționar public. În schimb, fiul, care se vede că și-a recuperat parțial averea, a ales la rândul său să urmeze o carieră, de data asta, în domeniul militar, făcând școala de artilerie și geniu la București. A refuzat să studieze în străinătate, ceea ce era o modă și în epoca aceea, că și astăzi este, cu diferența subtilă că pe vremea aceea majoritatea se întorceau în țară. Astăzi s-a schimbat coordonata asta, dar s-a schimbat, din păcate, și cu destule motive pertinente. Radu Rossetti a refuzat, în schimb, să meargă în străinătate, a studiat în țară, a intrat în corpul ofițeresc, funcție în care l-a prins la comandamentul strategic, mi se pare că se chema, intrarea României în primul război mondial la 1916. Deci inițial a fost la birou operativ, nu a participat pe front, dar în urma înfrângerilor suferite în 1916, când este ocupată jumătate de țară, a cerut mutarea sa pe front, deci în funcție activă, și a participat în bătălia de la Mărășești, la celebra luptă de la Răzoare, unde a fost rănit în momentul în care a comandat, a ieșit din tranșee să ordone atacul, a fost nimerit de un glonț în coapsa stângă, ceea ce l-a pus în pericol mortal, fiindcă prăbușindu-se în afara tranșeei, era pe punctul de a fi secerat de o rafală de mitralieră. A fost tras repede de un soldat înapoi în tranșee, ceea ce a salvat viața. Ultimul său ordin de luptă în bătălia aceea este să se știe că eu sunt căzut aici și niciun om să nu facă un pas în spate dincolo de trupul meu. Deci ordinul a fost de atac. S-a recuperat după aceea, faptul că a participat direct la suferințele soldaților a făcut să mai contacteze și un tifos ulterior puțin. Așa că sfârșitul războiului l-a prins nu pe front, ci ca atașat militar la Londra, în Imperiul Britanic de atunci, una dintre principalele puteri, fusese principala putere mondială până la primul război mondial, după aceea s-a modificat un pic raportul de forțe, unde susține, bineînțeles, cauza română. Revenit în țară, și-a prezentat la ceva timp după aceea, în interbelic, demisia din armată, pentru că era dezamăgit de nivelul la care ajunsese, evident, nivelul scăzut la care ajunsese admiterea ofițerilor. Considera că ai nevoie de alte merite ca să poți să accesi la grupul acesta și s-a consacrat, pe de-o parte, studiului. Avem de la el prima lucrare științifică despre războiul nostru de independență și o altă inițiativă culturală pe care o datorăm este înființarea Muzeului Militar Național, pe care noi astăzi l-am ști pe fosta Ștefan Furtun, actuală Mircea Vulcănescu. Nu a fost acolo. Primul amplasament al muzeului era în colțul de sud-vest al Palatului Parlamentului, în dreptul actualului Hotel Marriott. Tot ce se mai păstrează din vechiul ansamblu cel înființat în timpul generalului Radu Rossetti este monumentul dedicat pompierilor, rezistenței pompierilor de pe dealul Spirii de la 1848, opera lui Vladimir Hegel, care în prezent este amplasată în fața hotelului. Restul complexului, demolându-se în
anii 80, cu prilejul edificării întregului ansamblu al Casei Poporului de atunci, actualul Palat al Parlamentului. Dar este contribuția lui Radu Rosetti faptul că s-au format colecțiile pornind de la un foarte umil muzeu de artilerie care reunea câteva piese, ajungându-se în prezent la colecții de uniforme militare, la colecții de arme, mergând și în perioada medievală. Este o instituție care până în prezent deține un patrimoniu foarte valoros și este meritul său, repet, că a fost înființată. Și bineînțeles, s-a dedicat și familiei sale. A fost un om, într-adevăr, un familist convins și și-a ales și o soție care să-i semene la trăsătura asta, respectiv pe Ioana Știrbei, sora mai puțin cunoscută a Elizei Știrbei, cea care a fost pe rând soția lui Alexandru Marghiloman și apoi divorțând a ajuns soția lui Ionel Brătianu. Deci ea este cea mai cunoscută din familie, dar în schimb Ioana Știrbei a rămas întreaga ei viață alături de generalul Rosetti. Din păcate s-a sfârșit prematur la nașterea celui de-al cincilea copil și rămas văduv, generalul Rosetti a ales să nu se recăsătorească. Preferând să-și crească singur din punct de vedere al părintelui. Bineînțeles că dacă am văzut dimensiunile casei, este de la sine înțeles că avea și ceva servitori, totuși. Nu era un părinte disperat cu 5 copii. Dar oricum este un gest de probitate morală, să spunem. Ceea ce a constituit neșansa istorică a generalului Rosetti este faptul că în 1941 guvernul mareșalului Antonescu de la vremea aceea i-a cerut destul de insistent să ocupe funcția de ministru al învățământului, ministru al educației. Deși inițial a refuzat, în cele din urmă generalul Rosetti a fost, să zicem, chiar constrâns să accepte, dar a acceptat cu condiția expresă de a nu fi implicat în niciun fel de acțiune antisemită și în niciun fel de pogrom, care au fost reale în perioada aceea. N-a contat foarte mult asta pentru autoritățile comuniste venite la putere după 1944. Generalul Rosetti era boier, era demnitar al vechiului regim și, drept urmare, deși însuși șef rabinul României de la vremea aceea, Alexandru Șafran, a dat mărturie pentru el spunând, într-adevăr, că nu a fost implicat în niciun fel de acțiune antisemită, a fost închis la Văcărești și acolo s-a sfârșit de inimă, deci îl putem considera un martir al închisorilor comuniste. Dacă nu mă înșel eu, una din ultima sa fiică, Safta Rosetti, măritată Varlam, a supraviețuit până în 2010, deci descendența sa a ajuns până în zilele noastre. Acum am făcut ocolul acesta pe strada Occidentului, vom reveni în Calea Victoriei, pentru că de fiecare dată când am ocazia, eu îmi fac o datorie de onoare și mă opresc la casa fostei mele profesoare, locuința pe care o vedem pe partea dreaptă, la numărul 51. În sine, ea nu prezintă o valoare istorică deosebită. După mărturia doamnei mele profesoare, doamna Olga Racoviță, a aparținut unui medic care în perioada de început a comunismului a reușit să obțină viză să plece în Occident și în felul acesta a făcut o vânzare rapidă către familia sa și în felul acesta s-au putut muta aici. Putem să pornim ușor înapoi. Doamna, în schimb, fiind născută într-o casă pe care o vom vedea când vom face turul de pe Calea Dorobanți, actuala ambasada a Turciei, care la începutul secolului 20, în 1915 mai exact, când s-a născut doamna, era locuința lui Petre Pecarp, unul dintre președinții Partidului Conservator și prim-ministri ai României, unul dintre cei mai constanți politicieni, cei mai serioși politicieni pe care i-a cunoscut România, bunicul ei dinspre tată. Tatăl doamnei a fost unul dintre cei băieți pe care Petre Pecarp, rugându-se ca România să fie învinsă în primul război mondial, deoarece el susținea alianța cu puterile centrale, i-a trimis totuși pe front și, din păcate, este cel căzut în 1916 pe frontul din Transilvania pentru că fuma în picioare în tranșee noaptea și flacăra țigării a constituit o țintă perfectă pentru soldații din tranșeele adverse. Doamna a avut o viață deosebit de interesantă în perioada comunistă. Racoviță este numele dobândit, evident, prin căsătorie. Așadar, n-ajungea că era ea fiică de boier, era căsătorită cu un boier. Ușor de imaginat cam la ce au supus-o comuniștii și parte dintre chinurile îndurate sunt redate într-o carte biografică intitulată Olga sau întoarcerea la Țibănești de Henri de Grand Maison, este tradusă în limba română și a apărut în colecția Aristo Cărți de la editura.
întoarcerea la Țibănești. Țibăneștiul este moșia lui Petre Pecarp din Moldova. Familia are rădăcini în Moldova. Moșie care a fost retrocedată doamnei după 2000, descoperind conacul bunicului său vandalizat complet, așa cum au fost cam toate care au încăput pe mâna statului. Adică cum au fost mai toate. E, uite, vedem și o parte din Bucureștiul pitoresc. Spun așa o paranteză, remarcă pe care a făcut-o profesorul meu de canto acum mai bine de 15 ani. Remarcabil ce volum are domnul când strigă ceea ce strigă. El nu e real, are un ambitus foarte puternic la voce și asta este explicat domnul așa hazliu, dat de faptul că lui cel mai probabil nu i-a spus nimeni când era mic, șt, vorbește mai încet. Se pare că remarca asta, șt, vorbește mai încet, dată de mai multe ori, chiar inhibă vocea copilului. Acum avem o dovadă palpabilă că e așa. Domnul e un om dezinhibat. Da, și care se poate face auzit în orice fel de circumstanțe. Revin. Un lucru rău. Deloc. Revin la... Depinde ce vrei să faci cunoscut, totuși. Revin imediat la povestea doamnei, ca să marchez faptul că pe partea dreaptă, unde scrie General Manu, General Gheorghe Manu, numărul 31, este casa unde a locuit un muzician român celebru, al cândva astăzi auzim foarte puțin de el, Teodor Rogalski. Este locuința sa. În prezent văd că este ceva instituție care lucrează cu publicul, clinică, probabil. Așa, revenind la povestea doamnei, deci bineînțeles că în comunism viața ei n-a fost deloc ușoară și a ajuns, fiind trecută la proiectat ventilatoare, ceea ce a lăsat-o cu o pensie de mizerie. A fost nevoită ca să-și poată asigura traiul, pe de-o parte să dea meditații la limbi străine, așa am reușit eu, dar peste multă vreme, să intru în legătură cu dumneiei și totodată să ajungă să zugrăvească locuințe, povestit în cartea aceea o întâmplare deosebit de hazlie, zugrăvind locuința unora, ăștia au fost oripilați pentru că soțul doamnei cu o mână zugrăvea și cu o mână citea Proust în limba franceză și ăștia au oripilați că uite măi, zidarul ăsta nebun, în loc să bea și el ca tot omul, stă și citește Proust. Doamna a trăit până în 2009, deci a trăit până aproape de 94 de ani și e un exemplu de om care, pe de-o parte, și-a păstrat demnitatea indiferent de condițiile în care a trăit. Asta arată că, de fapt, valoarea unui om este intrinsecă. Nu are de-a face cu condițiile exterioare, exact ca o bijuterie pe care poți să o arunci în gunoi. Asta nu-i schimbă valoarea, doar că nu e exact unde ar trebui să fie. Și, pe de altă parte, mi-a lăsat mie, probabil, modelul cel mai limpede de dobândirea longevității, care nu implica atât de mult chestiuni fizice, fel de regimuri sau altceva, ci o dragoste, o poftă de viață manifestată permanent, o sete de cunoaștere. Nu s-a considerat niciodată prea bătrână ca să învețe un lucru nou, ba din potrivă, a avut un atac cerebral la 90 și un pic de ani, a uitat inclusiv să numere sau să formeze pe tastatura telefonului și a învățat din nou lucrurile astea. După mine, cam asta este dovada cea mai bună că atitudinea e factorul principal și totodată, așa cum e concluzia cărții, face parte dintre oamenii aceia care, spre deosebire de generalul Radu Rosetti, nu a fost vreodată deținută sau trimisă la canal, dar a avut de înfruntat mizeria cotidiană și a reușit să-și păstreze demnitatea în ciuda condițiilor ăstora. Ne aflăm pe strada General Manu și în partea dreaptă vedem ceva ce nu prea te-ai gândi că găsești pe Calea Victoriei, unde prețurile terenurilor sunt astronomice, un mare loc viran. N-a fost întotdeauna așa. Aici se găsea, în perioada comunistă, clădirea care aparținea industriei constructoare de mașini, care era cea mai înaltă clădire de pe Calea Victoriei. Și mai înainte fusese casa lui Alecu Filipescu Vulpe, dar fac o paranteză, profităm de faptul că am venit pe aici ca să vedem spatele Palatului Cantacuzino, astăzi Muzeul George Enescu, și chiar locuința unde a trăit și a creat propriu zis George Enescu, care n-a stat în Palatul Mare, în Palatul Nababului, dar povestea asta o spunem când revenim de pe strada Gina Patrichi. Revenim la locul ăsta viran, el a aparținut, cum spuneam, uneia dintre cele mai însemnate familii boierești, cel puțin în secolul al XIX-lea, familia Filipescu, cu întinse proprietăți, erau unul dintre cei mai mari proprietari de terenuri din țară, iar în București proprietățile lor, lăsându-le la o parte pe cele de pe Calea Victoriei, se întindeau de la aviatorilor până spre dorobanți. Deci erau într-adevăr boieri mari, ca să zic așa.
iară să fim un pic atenți, că se mai păstrează o tăbliță în partea stângă, sus pe bloc, care ne arată atât vechiul nume al străzii din perioada comunistă, Dumitru Lemnea, da, și vechea împărțire administrativă a Bucureștiului de atunci, cu, iată, mai multe sectoare decât avem astăzi. Au mai fost și alte forme de împărțire, inclusiv perioada când Bucureștiul era împărțit pe culori, era pe 5 culori, pe roșu, galben, verde, negru și albastru, mi se pare. Salutăm! Revenind la proprietățile... Mulțumesc mult! Revenind la proprietățile familiei Filipescu, primul despre care vorbim este acest Alecu Filipescu, poreclit Vulpe. Vulpe, evident, pentru că era un om foarte abil, el a tratat în numele boierilor cu Tudor Vladimirescu la momentul când acesta a venit în București și tehnic a reușit să-l cam îmbârlige. Și pe de altă parte, pentru pofta sau, mă rog, pasiunea pe care avea omul ăsta pentru a strânge avere, uneori și prin mijloace oneroase. Tot așa un personaj interesant pentru că, spre deosebire de majoritatea reprezentanților categoriei sale în epocă, a ales să nu se căsătorească, deși a avut un fiu natural, se pare că chiar cu o femeie din aceeași familie, dar bineînțeles că era o familie cu multe ramuri, Tarsița Filipescu, fiul lui fiind Ion, pe care tatăl, recunoscându-l, a primit numele de Filipescu, ba mai mult, a moștenit și porecla tatălui și a ajuns să fie cunoscut ca Ion Filipescu Vulpache, fiul Vulpoiului. De istoria acestui fiu se leagă o treabă de alcov din secolul XIX. El a ajuns să fie căsătorit, și m-am exprimat corect așa, să fie căsătorit, cu una dintre fiicele lui Gheorghe Bibescu avută cu Zoe Brâncoveanu, respectiv Ecaterina, cred că se numea, Ecaterina Bibescu. Da, ea era Ecaterina Bibescu. Domnișoara aceasta, care moștenea pe de-o parte firea aprinsă a tatălui, avusese mai înainte o aventură galantă cu consulul britanic la București din vremea aceea, un tip trecut de 40 de ani numit Colquhoun. Ea având în jur de 20. A fost genul de aventură despre care știa tot orașul, mai puțin tăticul. Până când, o să vedem imediat care binevoitor, i-a dat de știre și lui tăticul, care se pare că i-a aplicat o corecție fizică fiicei sale. Era exact situația de râde ciop de oală spartă, dat fiindcă Bibescu a ajuns să depună un patriarh de Constantinopol ca să obține divorțul de prima soție, chiar de mama acestei Ecaterina, pentru a se putea recăsători cu Marițica Văcărescu, măritată întâi Ghica. Dar cert este că după consumarea acestui incident, la câteva zile, în palatul domnesc situat la capătul Căii Victoriei, era situat la capătul Căii Victoriei, fostul palat brâncovenesc, se petrece nunta Ecaterinei Bibescu cu acest Ion Filipescu Vulpache. Nu știu ce trai ori fi avut împreună. Cert este că la un moment dat nu locuiau în același imobil. Ion Filipescu Vulpache este cel care reface casa părintească, ce s-ar fi găsit pe locul acesta viran din partea dreaptă, și o face cu un semiturn. La ieșind în Piața Victoriei se păstrează o fotografie veche care o înfățișează în fața casei Lenci, având un soi de terasă ieșită înspre Calea Victoriei, în timp ce Ecaterina Bibescu trăiește pe proprietățile ei situate dincolo de capul podului, pe actuala șosea Aviatorilor. Au împreună un fiu, Alexandru Filipescu Vulpe, doctor în drept, dar care trăiește mai mult la Paris și moare fără urmași, și în felul acesta această ramură a familiei se stinge și trece ulterior locul, cum spuneam, în posesia statului român. Astăzi este o treabă de urmărit ce o să răsară în cele din urmă pe această mică pădurice care s-a format aici, în locul mai vechilor construcții. Acum ne mutăm atenția dincolo, pe Calea Victoriei, și observăm clădirea aceasta care se află pe colț cu strada General Manu, care, pe de-o parte, observăm arhitectonic anumite elemente ale stilului neoromânesc combinate cu unele de sorginte orientală, mai ales la încadramentele ferestrelor, vedem niște forme mai zvelte, mai caracteristice zonei orientale. Forma finală a casei este dată de arhitecții Grigore Cerchez și Alexandru Clavel. Și cumva alternanța cromatică, dacă o vezi între fațada dinspre Calea Victoriei și General Gheorghe Manu, ne arată și parcursul istoric al casei, pentru că n-a fost edificată dintr-o bucată. S-a făcut întâi
partea dinspre Calea Victoriei și ulterior cea dinspre General Gheorghe Manu. Prima proprietăreasă pe care o cunoaștem este o doamnă Bogdan în secolul XIX, care ține aici mai mulți chiriași, între care și pe principele Grigore Sturza, Beizadea Vițel, despre care o să vorbim mai sus către capătul Căii Victoriei, pentru ca ulterior să intre în posesia marelui avocat și jurist de la începutul secolului 20, Constantin sau Costică Disescu, unul dintre marii profesori și avocații baroului bucureștean, s-a făcut remarcat prin mai multe inițiative, respectiv a fost unul dintre principalii promotori ai Constituției din 1923, considerată de istorici cea mai bună sau oricum cea mai liberală Constituție din istoria României. Este cel care a promovat-o în baroul bucureștean pe prima femeie avocat din istoria noastră, pe Sarmiza Bilcescu, cred că o chema, formată la Paris inclusiv, o personalitate genială, care a trăit și prin casa Bretienilor, pardon, și era numită de Pia Bretienu voinica, care reușea să-i caftească pe ăștia când erau mici. La sfârșitul secolului XIX intră în baroul bucureștean, dar bineînțeles că preconcepțiile vremii, prejudecățile o împiedică să pledeze, nimeni nu voia să fie reprezentat de un avocat femeie în epocă. Drept urmare, este nevoită, fără a fi pledat la vreun proces, să se retragă pe moșia soțului ei, unde și-a petrecut restul vieții, implicându-se totuși în viața publică la un moment dat ca profesoară de limba română a reginei Maria, venită din Marea Britanie, evident că nu vorbea română și a fost nevoită să învețe. E o treabă interesantă de observat că atât regele Carol I, care se află în aceeași situație, cât și regina Maria au profesori avocați. Carol I îl are pe August Treboniu Laurian, iar regina Maria o are pe Sarmiza Bilcescu. Revenind la profesorul Costică Disescu, pentru ce s-a mai făcut el remarcat în epoca, a fost o istorie mai comică, să spunem. A ajuns să pledeze într-un proces care îl implica pe Sfântul Duh. Cum anume? În epocă, cea mai mare proprietăreasă, una dintre cele mai mari proprietărese din București, era o anumită Procopoaia sau Pricopoaia, nume luat de la faptul că era fata bătrână a generalului Procopie Canusis, Marghioala mi se pare că o chema. Această femeie rămasă nemăritată, care stăpânea o suprafață imensă de teren în București, casa ei se găsea pe actuala stradă Virgiliu, mai sus de noua casă radio, cea neterminată până în prezent, către Berzei. Și cuprindea cam toată zona aceea, de acolo mergând până la facultatea de drept, până aproape de Cismigiu. Da, o suprafață impresionantă. Rămasă nemăritată, spre sfârșitul vieții a devenit ușor bigotă. Și s-a lăsat, să zicem, escrocată de un arhimandrit grec de la Muntele Athos, care a păcălit-o spunându-i că îi dă într-o cutie nici mai mult, nici mai puțin decât un pic de Duh Sfânt. Femeia a crezut lucrul acesta și o păstra la mare cinste în casă și, drept urmare, i-a lăsat prin testament acestui arhimandrit o parte consistentă din averea sa, lucru evident care a fost contestat de urmașii ei, de cei care aveau dreptul legal să o moștenească, și în procesul acesta a pledat, bun venit pe traficul de pe Calea Victoriei, a pledat pentru moștenitorii legitimi acest Constantin Disescu, care a reușit să demonstreze prin deschiderea cutiei că nu era niciun sfânt duh acolo, ba dimpotrivă, au remarcat faptul că era o cutie în care se vindea rahat turcesc la Istanbul, o cutie din aceasta mai îngrijită într-adevăr, dar oricum o păcăleală copioasă. Pentru faptul că ar fi pledat împotriva Sfântului Duh, sau posibil și pentru că a fost o vreme unul dintre principalii susținători ai cremațiunii în România, al incinerării, fapt practică respinsă până astăzi de Biserica Ortodoxă, cumva folclorul bucureștean i-a atribuit un blestem lui Costică Disescu, pentru că spre sfârșitul vieții a avut parte de o suferință fizică foarte, foarte neplăcută pentru un avocat. I-au paralizat corzile vocale. Și în felul acesta era un pic dificil să mai pledezi. Așa, el este ultimul proprietar particular al casei, moare în anii 30. Ulterior, casa devine Institutul de Cultură Italian în perioada când eram aliați cu axa Roma-Berlin și schimbaseră mai multe nume de străzi. Henri Coandă, pe care am fost în prima parte a turului, aia care a mers, se numea Benito Mussolini, iar piața actuală Charles de Gaulle se numea Adolf Hitler. În perioada de până la 23 august 1944.
Și aici a fost Institutul de Cultură Italiană, bineînțeles, după finalul celui al doilea război mondial, noi învingătorii au transformat-o în Institutul de Cultură Româno-Rus, ca să se vadă exact tranziția politică, în cele din urmă, prin anii 60, dacă am citit eu corect, a intrat sub egida Academiei Române și este până în prezent sediul Institutului de Istoria Artei George Oprescu. Deci are cumva un omenire care e în acord cu aspectul ei și se poate păstra în condiții mulțumitoare. Turla pe care o vedem răsărind cumva în spatele ei este a Bisericii Sfântul Vasile de pe Calea Victoriei, dar eu o să mut acum atenția spre o casă care din fericire se află în renovare și ni se ascund astfel anumite elemente neoclasice care sunt incluse în decorația sa. Casă care, asemenea primei case, cea cu care am început astăzi, are un nume amestecat. De data asta este casa pe care o tot bâlbâiam eu, de fapt, în partea cealaltă. Asta este casa Trubețcoi, devenită ulterior Nenciu. Iar întrebarea vine în mod legitim, cei cu alți ruși pe Calea Victoriei? Este un nume dobândit tot prin căsătorie de Cleopatra născută Ghica. Cleopatra Ghica face parte din acea generație de ghicolești, probabil cea mai numeroasă din istorie, cea care urmează marelui Ban Dumitrache Ghica, acela cu 17 copii de care vorbeam altcândva. Ea este totuși din generația a doua, să spunem. În epocă s-a zvonit la un moment dat că ar fi avut o relație incestuoasă cu unchiul ei, cu domnitorul Alexandru Ghica. Greu de spus dacă a fost adevărat sau nu, marea iubire a lui Alexandru Ghica a fost o contesă rusă, contesa von Suchteln, și numele sună foarte rusește, dar asta era moda în vremea aceea, în timp ce de Cleopatra Ghica, foarte deșteaptă și foarte spirituală, una dintre femeile care făceau cumva gloria perioadei sale, s-a înamorat puternic un văr al țarului Nicolae I, un principe Trubețcoi, o veche familie nobiliară rusă, care a cerut-o de nevastă pentru că a muri la câteva luni distanță la asediu Brăilei, la o luptă, la un cadru uneia dintre numeroasele războaie dintre ruși și turci, al căror teatru de desfășurare am fost mai mult noi. A murit la asediu Brăilei și în felul acesta principesa a rămas văduvă, din câte știu, nu s-a mai recăsătorit și a ales să trăiască mai mult la Paris, până când Alexandru Ghica, revenit la conducerea țării românești, dar nu ca domnitor, ci în postura de caimacam, de locțiitor de domn, un tip altfel foarte cum se cade, rămas în istorie prin niște inițiative bune ca domnitor și ulterior și un om de o modestie rar întâlnită, în momentul când i-au zis, venit caimacam, dar ce faci, doamne, acum vii doar caimacam? Ce? Asta e, m-am făcut din cal măgar. Așa se pare că el a chemat-o la București pentru că numele pe care îl purta ea și influența pe care o reținea la curtea din Sankt Petersburg îi foloseau în raporturile cu Imperiul Țarist și astfel se stabilește în această casă. Ea este binevoitoarea care îl înștiințase de altfel pe Gheorghe Bibescu despre amantlâcul dintre fica lui și consulul britanic. Se pare că a avut o fică, Agafoclea, dar care a murit la începutul secolului 20 fără urmași și drept urmare, casa a fost cumpărată de un reprezentant al noilor îmbogățiți, de data aceasta negustorul craiovean Zaharia Nenciu, care i-a dat-o cadou fiicei sale Nica Nenciu, una dintre cele mai mondene personalități din Bucureștiul de început de secol 20. Spre deosebire de Cleopatra Trubețcoi, acum eu nu vreau să fiu malițios, se pare că la ea era doar frumoasă. Lipsea partea spirituală, dimpotrivă, e cunoscută pentru mai multe frivolități. În epocă era o doamnă care ținea foarte mult la modă și atunci, în fiecare zi când ieșea în celebra plimbare spre șosea, schimba tapiseria landoului, deci schimba tapiseria trăsurii, asorta brâul săracului vizitiu cu tapiseria și de asemenea și ceva elemente prin rochia ei trebuiau să corespundă. O doamnă care a fost căsătorită de 3 ori și la un moment dat de unul dintre soții ei se leagă un incident cu mareșalul curții de atunci, cu Gheorghe Filipescu, cel care cumpărase Casa Liebrecht, Casa Universitarilor de astăzi. Mareșalul se pare că se iubea cu doamna, iar soțul, mă rog, nu era foarte încântat de treaba asta, ceea ce l-a făcut să îl provoace pe Gheorghe Filipescu la duel a fost faptul că, fiind destul de chel,
mai avea câteva fire de păr și cum unii au ideea, care mie nu mi se pare foarte reușită, să le mai păstreze pe alea, își trăgea frumos firele de păr pe cap, în momentul în care unul de la Undineu a spus, ia priviți-l cum își aranjează coarnele. Și asta se pare că l-a scos din sărite și l-a făcut să-l provoace pe Gheorghe Filipescu la duel, nu știu cum s-o fi terminat, cert e că Filipescu a murit de moarte bună. Așa, în prezent, casa, nu știu în ce perioadă, dar presupun că tot în perioada comunistă, a ajuns de asemenea în posesia Academiei Române și în prezent este un alt institut de cercetări dialectologice, dacă nu mă înșel, care își desfășoară activitatea în incinta ei și este lăudabil faptul că, iată, Academia se preocupă de starea clădirii și a inițiat lucrări de renovare. Facem câțiva pași că e un brad care ne maschează binișor vederea la următoarea casă, casa învecinată cu casa Trubețcoi, care, potrivit mai multor istorici ai Bucureștiului, este una dintre casele care își conservă cel mai bine aspectul original de fine de secol XIX. Este o casă neoclasică cu proporții relativ modeste, să spunem, pentru arhitectura boierească. Vedem că este o casă doar cu parter, cu ferestrele acestea foarte mari pentru a îngădui să fie luminată și o casă care a fost construită inițial de aceiași boieri din neamul Faca, cei care ridică și prima formă a palatului cunoscut ulterior sub denumirea de Romanit. Din stăpânirea acestor boieri, Faca trece prin vreo două mâini până când ajunge în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în posesia celui care a dat și numele străzii perpendiculare, generalul Gheorghe Manu. Familia Manu se presupune că ar avea de fapt origini italiene, dar ca și alții din Orient, trec întâi pe la Constantinopol, unde un anume Mano, la sfârșitul secolului XVII, este blănarul sultanului Mahomed al IV-lea, vânătorul. Și de aici, către sfârșitul perioadei fanariote, se stabilesc în principatele române. Marele logofot Ioan Manu, care din câte știu este tatăl generalului Gheorghe Manu, face parte din această comisie pentru înfrumusețarea politiei de care vorbeam un pic mai devreme și lui se datorează, scriptic cel puțin, prima inițiativă de înființarea unor cimitire de stat în afara orașului de la vremea aceea. Este vorba de acel regulament pentru mormântarea afară din oraș. În schimb, fiul lui urmează, ca și generalul Rossetti, dar este o generație anterioară, o carieră militară, o carieră militară care s-a dovedit a fi prestigioasă pentru că a fost autorul mai multor premiere în istoria noastră, respectiv este comandantul primului regiment de artilerie al Armatei Române, deci primul regiment înființat de artilerie este sub comanda acestui general, care se remarcă prin buna apărare a orașelor românești de la Dunăre în momentul când intrăm în războiul de independență și are un loc un schimb de obuze cu partea turcească. A rămas celebru episodul prin care viitorul rege Carol I și-a câștigat respectul armatei române când aflat la Calafat, de unde se bombarda Vidinul, partea adversă a răspuns printr-un bombardament și două obuze turcești au căzut lângă rege, lângă principe, care nu s-a clintit, încă nu vorbea bine românește și a spus, asta muzic, place mie. Și pentru asta și-a câștigat respectul corpului ofițeresc. De altfel, tot din războiul ăsta și tot din domeniul artileriei rămâne și coroana regală, coroana de oțel a regilor României, care este făcută dintr-un turn capturat de la turci de la Plevna, topit. Pentru meritele sale în domeniul militar, generalul Gheorghe Manu mai înscrie o premieră, respectiv este primul militar român decorat cu Ordinul Virtutea Militară, înființat de către Carol I. Activează și în politică și activează iarăși cu succes. Nicolae Iorga i-a admirat integritatea în domeniul politicii, spunând tot asta, deși era subiectul ironiilor, mai ales la Senectute, a murit în 1911, la o vârstă destul de înaintată. Dar era genul de om mărunțel și îndesat, semănând astfel cu un curcan. Așa și purta și barbișon moda Napoleon al III-lea, țăcălia aia foarte îngustă. Așa părea foarte... Țanțoș, exact, ăsta e cuvântul. Dar altfel, Nicolae Iorga i-a admirat integritatea politică, a ajuns inclusiv prim-ministru al României și a contribuit, de exemplu, la legea creditului agricol, care favoriza mica proprietate țărănească, sau, mă rog, mica proprietate, și respectiv la legea creditului minier, care a dezvoltat foarte mult industria extractivă. Pe lângă premierele astea două de ordin istoric, să zicem,
generalul Gheorghe Manu mai are o treabă interesantă. Este, din câte am putut citi eu până acum, primul câștigător de pariu sportiv din istoria noastră. Pariu pe care l-a făcut cu ocazia primului maraton ținut în România, între București și Pitești. Generalul a intuit corect câștigătorul acestui maraton organizat în condiții destul de originale, dat fiindcă alergătorii beneficiau de standuri cu țuică pe marginea drumului ca să se poată revigora. Bun. Da, 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 tot ce trebuie, de fapt, la un moment dat nici nu mai știi ce faci. Cred că asta te ajută să continui. O să mergem pe partea opusă. A intuit corect câștigătorul. Câștigătorul, un sublocotenent, dacă nu mă înșel, de la Vânător de Munte, a primit 1200 de lei. Generalul a câștigat 4800 de lei, punând corect pariul. Bun, era un om cu avere care avea și o colecție menționată de mai multe ori în epocă de tablouri și obiecte de artă. Locuința sa a fost naționalizată în 48 de către comuniști, dar din fericire, am înțeles că după anii 2000, strănepotul generalului, Șerban Alexandru Manu, a recuperat locuința strămoșului său și în prezent a revenit, așa cum se cuvenea de altfel, în proprietatea de drept a familiei. Profit și eu acum de ocazie că facem plimbarea asta din nou ca să semnalez existența clădirii din partea dreaptă de pe strada General Manu, clădire la fel de sfârșit de secol XIX, cel mai probabil, cu niște elemente de decor neoclasice, despre care nu am reușit momentan să aflu nimic. Dacă cineva are vreo informație cu privire la foștii proprietari sau posibil arhitectul clădirii, aș fi foarte bucuros să aflu, dat fiindcă tot de la un apel făcut la un tur cu voi, cel de pe Calea Victoriei cu casa lui Barbu Catargiu, am reușit să-i fac plasarea. Nu, dar să știe toată lumea că a mers treaba asta. Și acum ne îndreptăm atenția, două case mai încolo, e destul de evidentă clădirea despre care urmează să vorbesc, se remarcă prin turnul ăsta de formă conică. Este vorba de Palatul Niculescu Dorobanțu, o locuință destul de excentrică în București de altă dată, ridicată în stil gotic flamboyant de către arhitectul Grigore Cerchez. Asta este zona care probabil are cea mai mare densitate de clădiri ce poartă semnătura lui Cerchez. Putem să profităm de faptul de unde ne aflăm acum ca să se vadă și dimensiunea în profunzime a acestei clădiri. E un castel în toată legea, ceea ce arată și situația foarte prosperă financiară la un moment dat a acestei familii Niculescu Dorobanțu, cel pentru care s-a construit fiind un prefect de Ilfov și politician liberal. Și totodată, cum spuneam, este zona unde probabil e cea mai mare densitate de clădiri semnate de Grigore Cerchez, care avea de altfel casa un pic mai sus pe Calea Victoriei, dar din păcate locuința lui a fost demolată în perioada comunistă. Mi se pare că după cutremurul din 77 e inclusă în Memorialul Bucureștilor, deși nu prezenta avarii semnificative, ca și alte clădiri a fost scoasă rapid din plan urban ca să lasă să dezvolte orașul nou. Pe lângă dimensiunea ei, asta vedem elementele decorative inedite, mai ales încadramentele ferestrelor sunt deosebit de interesante, fațadele din cărămidă aparentă și observăm foarte bine și separația între corpul destinat proprietarilor și corpul destinat servitorilor, cel mai probabil partea din dreapta, unită printr-o pasarelă decorată cu vitralii. Am văzut câteva poze și din interior, este absolut superb. Și în spate observăm și păstrarea, cel mai probabil, a anexelor folosite pentru păstratul trăsurilor, respectiv a grajdurilor pentru cai. Această frumoasă perioadă descrisă de Paul Emil Miclescu într-o carte care chiar așa se numește, Din Bucureștii trăsurilor cu cai. În prezent, după cum se vede, este de vânzare locuința, după ce a aparținut unei firme cu specific în arhitectură. Următoarea casă, datorăm păstrarea ei chiar Ordinului Arhitecților din România, care a avut inițiativa restaurării în forma pe care o vedem acum, adică păstrându-se vechiul imobil care avea un etaj și mansardă și construindu-se în spate un P+5 care a aparținut, cel puțin, nu știu dacă mai aparține astăzi, companiei aeriene ruse Aeroflot. În ceea ce privește casa propriu-zisă, ea, după cum ne spune plăcuța de pe frontispiciu, a aparținut matematicianului de origine română, Spiru Haret, cel care a fost unul dintre cei mai de succes, dacă nu chiar cel mai de succes, ministru al învățământului din România, motiv pentru care pe drept are statuia din fața universității.
Spiru Haret face parte din acea generație de intelectuali români care din cauza crimelor naționaliste comise în Balcani de celelalte nații în față de a români, ajungându-se până la uciderea celor care susțineau limba și cultura a românilor, au venit în România și au adus un aport masiv dezvoltării culturii române. Un alt nume care îmi vine acum în minte, dar sunt mult mai multe, este George Murnu, un filolog tot de origine română, care împreună cu George Coșbuc transpun în proză Iliada, Odiseea și Eneida, marile epopei ale Antichității. În cazul lui Spiru Haret, studiile sale sunt în matematici și ulterior în astronomie la Paris, mergând până la a descoperi un crater de pe lună care îi poartă numele până în ziua de astăzi. În schimb, în țară, bineînțeles, s-a remarcat mai ales prin cei aproape 5 ani, nu vorbim de o singură perioadă, ci de mandate succesive, în care a deținut portofoliul educației, perioadă în care, datorită reformelor pe care le-a întreprins, procentul de analfabeți din România a scăzut de la 87%, atât de bine stăteam, la 60%, dar oricum, adică vorbim de un sfert din populația țării alfabetizată în decurs de 5 ani, pe lângă buna gândire de ministru pe care a avut-o, s-a remarcat și printr-o apropiere față de subordonați, vizitând quasi totalitatea școlilor aflate în subordinea sa, adică mergând aproape neîncetat prin țară, având într-adevăr o mare putere de muncă, mare parte în activitatea lui, s-a desfășurat în clădirea aflată în capătul străzii, ce-i poartă numele Spiru Haret, în susul Cismigiului, la intersecția cu General Berthelot. Este până în prezent sediul Ministerului Educației și are bustul lui Spiru Haret. Acolo lucra când se afla la minister, desigur, și tot el este, de altfel, între altele, fondatorul primei grădinițe din București. Deci este cel care s-a preocupat și de dezvoltarea învățământului în mediul preșcolarilor. Vedem astfel cum a fost rezolvat arhitectonic situația casei sale și, dacă mă întrebați pe mine, este o treabă reușită, că păstrezi aspectul vechi și cumva adaptezi și la funcționalitatea actuală. Și în stânga lui, la numărul 6, nu mai avem niciun fel de urmă a vechii clădiri de care se leagă povestea pe care urmează să o spunem, dar stătea un prieten de-al său, un doctor în botanică pe numele dumnealui Dimitrie Grecescu. Domnul Dimitrie Grecescu e un nume astăzi în mare parte uitat, din păcate, însă la vremea sa, în secolul XIX, a murit în 1910, Spiru Haret a murit în 1912, deci fac parte din acea generație a regatului lui Carol I, se născuse dintr-un rob de la o curte boierească din Mehedinți. S-a remarcat încă de copil printr-un talent cu totul ieșit din comun la desen. Talent care a fost remarcat într-una din vizitele pe care le-a făcut la această moșie de nimeni altul decât doctorul Carol Davila. Nu se știe exact cum, probabil a cerut expres lucrul acesta, dar doctorul a primit de la boierul acela copilul, pe care evident că nu l-a menținut în situația de rob, ci l-a dat la studii și l-a trimis inclusiv la școala sa de medicină. Nu a devenit medic propriu-zis, ci a devenit botanist. S-a remarcat prin alcătuirea unei dintre cele mai complete erbare din România la vremea aceea și ulterior a fost trimis cu bursă de studii la Paris, legând prietenie cu mai mulți intelectuali ai vremii și artiști, între care chiar Nicolae Grigorescu, care ne lasă un portret al doctorului Dimitrie Grecescu, și un istoric, Nicolae Vătămanu, care a investigat biografia sa și datorită căreia ni se păstrează povestea lui, spune că Dimitrie Grecescu și cu consoarta lui sunt cuplu înfățișat în tablou cu intrarea în pădurea de la Fontainebleau de către Grigorescu. Prieten de asemenea și cu vecinul de casă, cu Spiru Haret. Pe lângă foarte bunele competențe profesionale pe care le avea, prietenia cu această lume aleasă, la un dat erau el cu Grigorescu și cu un doctor naturalist, un geolog cu un nume german care îmi scapă acum, erau cunoscuți și ca Sfânta Treime, erau nedespărțiți, mergeau pe munte unde Grigorescu făcea schițe de peisaj, Dimitrie Grecescu aduna ierburi, iar geologul analiza rocile. Însă, spre o deosebire de ceilalți, se pare,
Dimitrie Grecescu trăia cu o domnișoară, o croitoreasă, o femeie foarte simplă, dar care îl admira sincer și care îi purta permanent de grijă, însă prietenii lui au văzut lucrul ăsta ca pe o frână în calea ascensiunii sociale a prietenului lor, fiind încă perioada în care prejudecățile sociale nu ți îngădeau să te afișezi în lumea bună alături de o femeie de condiție modestă, femeie care a intrat în memorialistică cu numele de Mița Popii, deci se chema Maria, porecla Mița, și Popii pentru că domnul Grecescu se purta ras tot timpul, ceea ce nu era foarte des întâlnit în epoca, suntem în epoca barbișoanelor, și drept urmare prietenii îl porecliseră în glumă Popă Neamț, preot luteran sau reformat care nu poartă barbă. Și de aici porecla de Mița Popii. E bine, atât de mult au insistat prietenii lui, mai ales Spiru Hareț, se pare, să se căsătorească cu o fată de condiție mai bună, încât în cele din urmă ăsta cedează insistențelor și acceptă să meargă să se întâlnească doar cu domnișoara pe care o propuneau ei. Dar cum, adică pleacă de acasă de la Mița, îi spune să-i calce costum, cămașă, se duce să se vadă cu această domnișoară, dar pe drum se oprește, are un moment de trezire, să spunem, vine înapoi acasă, îi spune fetei ce urma să facă și îi spune dacă ăștia tot vor nuntă, o să facem nuntă, dar cu tine și cu ei de față. Și au adus-o la starea civilă și au oficializat relația. Au trăit și cu prietenii în foarte bune relații până la moartea Miței, din păcate ea a murit cea din tâi în urma unei boli, urmată la scurtă vreme și de doctorul Grecescu. Casa în care au locuit, din păcate, a fost distrusă la bombardamentele din 1944, așadar urma ei se pierde, dar este meritul doctorului Nicolae Vătămanu, un medic pasionat de istoria Bucureștilor, care în icoane de bucureșteni ne lasă această poveste a doctorului Grecescu. Rămânem în lumea doctorilor și vorbim de casa aflată la colț, bulevardul, la colțul bulevardului Lascăr Catargiu, cu o stradă care și-a schimbat de mai multe ori numele. Majoritatea bucureștinilor o știu ca strada Orlando, dar acum se cheamă Gina Patrichi, pentru că chiar în casa din stânga, așa cum o să ne spună plăcuța de pe colț, a locuit marea actriță Gina Patrichi, membra generației de aur. Orlando, aș tinde să cred că este vorba de un prim-ministru italian, mi se pare, din cel care a încheiat primul război mondial. Cel mai probabil el ar fi numele, dar păstrându-se doar numele mic, mai dificil de explicat de unde a venit denumirea. Gina Patrichi, cum spuneam, deși face parte din generația de aur, nu este atât de cunoscută. Probabil că majoritatea dintre noi o putem identifica dacă vorbim de primul film Moromeții, fiind sora lui Ilie Moromete, Guica, cea care rămâne, de exemplu, cu replica Rației Dreacu, să fiți. Așa? Dar debutul ei în cariera cinematografică s-a făcut într-un alt clasic, Pădurea Spânzuraților, de Liviu Rebreanu. Așadar, cumva, rolul ei în cinematografie merge alături de cel al lui Victor Rebenciuc. A fost și o mare actriță de teatru, a activat în mare parte în cadrul teatrului Bulandra, dar din păcate o boală a răpit-o la nici 60 de ani, după cum se vede aici, și din motivul acesta nu a rămas atât de cunoscută precum au fost alte colegi de generație. În schimb, casa pe care o vedem cu elemente atât neoclasice cât și neogotice i-a aparținut mai înainte domnului a cărui monogramă încă se păstrează pe frontispiciu, doctorul Ernest Juvara. Nu mi-e clar dacă este din aceeași familie Juvara, din care a făcut parte istoricul Neagu Juvara. Cert este că a fost un foarte bun practician, a activat la Spitalul Filantropia, cel situat lângă Piața Victoriei, și a inovat atât în ceea ce privește procedurile chirurgicale, cât și în ceea ce privește instrumentarul chirurgical. A murit în cadrul a uneia dintre evenimentele alea care sunt catalogate drept accidente stupide, că nouă moartea ni se pare o chestie așa importantă și în general trebuie să producă într-un cadru solemn, nu să mor electrocutat de un aparat electric în baie. Cauza morții doctorului Juvara. Da, lipită de casa lui e o clădire superbă, tot semnată Grigore Cerchez. Vedem că e un veritabil palazzo. A fost mai de mult un pic ambasada Indoneziei, în prezent este sediul unui partid politic, dar la origini este casa celui mai discret dintre cei patru frați
la Hovari. Am văzut în turul de la Piața Romană, de exemplu, Piața Alexandru la Hovar, dedicată acestui remarcabil ministru de externe pe care l-a avut România. Am pomenit de casa lui Jack la Hovar, pe care sper să o vizităm în alt tur, este lângă Spitalul Cantacuzino. Casa Emil la Hovar, o să o vedem pe Dorobanți, este casa unde a trăit Marta Bibescu. Și acest al patrulea frate, cel mai discret dintre ei, își face acest pălățel discret. Da, da, da. Și pe o străduță așa destul de greu de observat, viață bună, ce putem să spunem. În partea dreaptă, în schimb, o clădire în stil neoromânesc, nu cunosc arhitectul și nici mult despre personalitate nu pot spune, dar e aparținut unui alt doctor, doctorul Martinescu. Da, vedem și o treabă bună făcută, da. Să dai informația asupra personalității care a dat numele străzii, așa, ca să fiu chițibușar, n-ar strica la un moment dat să se dea o inițiativă din partea municipalității în care să se consemneze și vechile nume ale străzii. Mie cel puțin mi-ar prinde foarte bine în munca de cercetare, că eu mai citesc memoria ale unora care scriu acum 50 de ani, care vorbesc de o stradă cu alt nume și până nu reușesc să găsesc câteva clădiri și alea dispărute multe, nu reușesc să-mi dau seama despre ce stradă e vorba și nu reușesc să mă orientez în spațiu. Clădirea din stânga, aici o să fac vechea figură cu stilul arhitectonic și o să spun că e eclectic, că nu știu exact să-l clasific. E în prezent Institutul de Cultură Maghiară din București, dar a aparținut înainte familiei Mavrodin. Familia Mavrodin nu era literalmente familie de boieri, aparținea în schimb lumii bune bucureștene, să zicem că erau boiernași de rangul 2. Evenimentul prin care au rămas ei în istorie cel mai cunoscut, din păcate, este moartea fiicei la 1905, Sofia Mavrodin, fiind una dintre primele alpiniste despre care știm în România, care în timpul unei ascensiuni în Bucegi a avut neșansa să dea, urcând pe o stâncă, peste cuibul unui vultur, pasăre care a avut automat instinctul să-și apere cuibul și a provocat căderea în gol și implicit moartea. Toată povestea ei este imortalizată în piatră la cimitirul Belu, chiar e subiect pentru coperta ultimei monografii privitoare la cimitir, cartea domnului Ioan Ciorca, și lasă și cu un epitaf foarte frumos din Alexandru Vlahuță, nu de moarte mă cutremur, ci de veșnicia ei. Este un monument făcut, da, pe pubelă se păstrează vechiul nume de stradă Orlando. Și se mai numea cumva înainte, dar în momentul de față, ceva legat de un puț, cred că se numea pe aici. Asta este povestea Sofiei Mavrodin. În partea dreaptă, casa de pe colț este casa unde a locuit, da, în ultima parte a vieții, unul dintre mari actori care preced generația de aur, George Vraca, considerat de către unii critici de teatru drept cea mai bună voce, practic detronându-l pe cel care e renumit pentru asta, pe George Calboreanu, rămas celebru prin rolul de Apus de Soare. Se spune că Vraca avea o voce mult mai sensibilă la intonație și tot lui îi datorăm, între altele, înființarea Muzeului Teatrului Românesc. Am avut de curând prilejul să constat că fratele său, Mihai Vraca, că mulțumesc domnului Oprișan pentru lămurirea asta, a fost ruibist și a făcut parte din primul lot de ruibi al României. Și ne oprim la o ultimă casă de pe strada fostă Orlando. Domnul care locuiește aici stă de când se numea altfel decât Orlando. Este vorba de cel mai longeviv dintre vechii boieri ai Bucureștiului, domnul Constantin Bălăceanu Stolnic, în prezent în vârstă de 99 de ani, născut în 1924, din vechea familia Bălăcenilor, cea despre care am vorbit la turul din centru vechi, care a dat inclusiv principei Sfântului Imperiu și adversar la domnie pentru Brâncoveanu. Din păcate este ultimul din ramura principală a familiei Bălăceanu, cum soția lui a fost ultima reprezentantă a familiei Hagi Mosco. Domnul Bălăceanu, în felul acesta, este nu doar moștenitor a două familii boierești, ci și a unei îndelungate tradiții de istorici ai Bucureștiului, socrul său, domnul Emanuel Hagi Mosco, fiind autorul unei dintre cele mai bune cărți de istorie despre București, București, amintirile unui oraș. Astfel, el continuă seria scrierilor prin amintirile unui boier de viță veche, care există parțial, din câte știu, și în mediul online, în care prezintă foarte frumos istoria bucureșteană. Își prezintă propria istorie familială în cartea Cele trei săgeți
și moștenește tot așa prin intermediul socrului său și demnitatea de efort testamentar al așezămintelor brâncovenești, domnița Bălașa. Brâncovenii sunt cei care au fondat, evident, aceste așezăminte, dar stingându-se familia lor, a trecut pe la mai multe familii bărești, ajungând astăzi să fie atribuită domnului Bălăceanu Stonnici. Altfel, despre activitatea dumnealui s-au spus multe în epocă și legat de colaborarea cu securitatea. Domnul Bălăceanu Stonici a respins colaborarea cu securitatea. Fac și o mențiune, nu neapărat privitoare la cazul lui, dar spusă de un cercetător de la CNSAS, că în momentul când spui colaborator cu securitatea, media românească de astăzi ține să pună egal cu un colaborator abject al regimului. În schimb, cam toți care aveau funcții publice erau nevoiți să semneze o asemenea hârtie cu securitatea. Acum depinde ce făceau după semnare, că unii puteau să-ți dea rețete de bucătărie, în timp ce alții dădeau detalii copioase care duceau literalmente la condamnarea unor oameni. În cazul domnului Bălăceanu, nu știu exact dacă s-a demonstrat cu documente ceea ce a făcut în perioada comunistă. Cert este că, din cauza perioadei comuniste, domnul Bălăceanu nu a avut copii, spunând dumnealui într-un interviu că era o afacere proastă să faci copii de boieri în comunism. În schimb, ca specializare este neurochirurg și impresionează, are un podcast, e un podcast cu dumnealui chiar la împlinirea vârstei de 99 de ani. Este absolut impresionant cursivitatea discursului, bogăția vocabularului și capacitatea de a exprima niște noțiuni abstracte într-o manieră ușor de înțeles pentru toată lumea. A fost multă vreme prieten cu doamna Olga Racoviță și mi-aduc aminte o întâmplare hazlie la care am luat eu parte. Doamna i s-a adresat, fiind mai mare decât el, cu 9 ani, cu apelativul de Muții. Și într-o zi vine domnul Bălăceanu în vizită și doamna îl vede și vede că avea la gât un monoclu. Domnul se îmbracă mai conservator, ca să zic așa, și zice: Muții, dragă, vezi că ți-ai uitat monoclul ăla la gât în 45. Acum am ajuns la, probabil, supremul edificiu boieresc de pe Calea Victoriei, din fericire și el aflat în renovare. Și aici vă sfătuiesc să vă așezați comod, că avem de vorbit. Este vorba de clădirea cunoscută popular de Palatul Culei, deși acest element definitoriu al arhitecturii sale în prezent este acoperit, sunt cele două panouri de placaj care le maschează. Dar altfel, istoric, este vorba de Palatul Gheorghe Grigore Cantacuzino, în prezent sediul al Uniunii Muzicologilor și Compozitorilor din România, cunoscut ca Muzeul George Enescu. Facem o mică paranteză să remarcăm și cele două cariatide, casa, chiar așa se numește, casa cu cariatide, de pe partea stângă a drumului. O să se întoarcă probabil și camera la un moment dat pe ele, că avem destul timp să vorbim pe aici. Da. Și este tot monument istoric și această clădire, dar are o vecinătate, să spunem, mult mai cunoscută. În primul rând, să vedem o treabă interesantă legată de împrejurimi. Strada care se duce în partea stângă, cum privim în sus pe Calea Victoriei, are numele de Strada Frumoasă. De unde treaba asta cu frumoasă? E de la o premieră arhitectonică, să-i zicem. De fapt, o premieră de înzestrare a caselor bucureștene. Mai vechea casă cantacuzinească, asta fiind proprietate cantacuzinească de vreo 300 de ani, aflată aici, și a mamalâiei Cantacuzino, a fost prima casă care a avut geamuri dintr-o singură apă la ferestre, deci nu ochiuri de geam. Și atât de încântați erau trecătorii de aspectul ferestrelor acestei case, încât avem și coloană sonoră. Așa încât au denumit întreaga stradă Strada Frumoasă. Dacă era și mai bună coloana sonoră, era minunat. Așa. Palatul actual este opera celui mai bogat român al vremii sale, Gheorghe Grigore Cantacuzino, poreclit nababu, nabab fiind termen pentru înalt funcționar oriental, un sinonim cumva cu mogulul. Cel care deținea în la sfârșitul secolului XIX, numai puțin de 99 de moșii, ca la Lidl. Nu 100, 99. Așa, cu o avere colosală pe care a sporit-o în timpul vieții sale,
luându-și pe de-o parte renumele de zgârcit, pentru că, de exemplu, nu avea niciodată bani în buzunare, nu putea să-și plătească o birjă, dar uită la un de cei care relatează episodul ăsta să spună că birjarii veneau pe urmă la caseria casei Cantacuzino și primeau de două ori prețul cursei. Adică omul totuși plătea ca un boier, era într-adevăr pasionat doar de lucrurile durabile, nu investea în lucruri efemere. Și asta se vede mai ales prin edificiile pe care le-a finanțat. Dar până acolo e de menționat asta, argumentul hotărător împotriva așa zisei zgârcenii a lui boierului Cantacuzino este, sunt sumele colosale pe care le-a donat la numeroase instituții, cum ar fi Armata Română, mai ales în timpul Războiului de Independență, Serviciul Sanitar al Armatei, Flota Românească, la vremea abia născându-se, sau chiar Forțele Aeronautice Românești, a donat inclusiv un biplan, cred că. Și toate astea contravin titlului de zgârcenie. Da, deci este un argument împotriva zgârceniei. Este cel care l-a sprijinit pe Nicolae Iorga în tinerețea lui, fiind impresionat de faptul că Iorga primul reușește să atribuie clar istoria țării românești din secolul al XVII-lea strămoșului său stolnicu Constantin Cantacuzino și îl susține vreme îndelungată publicându-l la editura pe care a deținut-o el, editura Minerva. Așa, și de asemenea a ajuns până la cele mai înalte funcții în stat, fiind primar al Bucureștiului, a avut o dovadă de bun simț, să zicem, nu a primit salariu, pentru că avea destui bani, și a preferat să doneze salariul municipalității, bani din care s-a edificat actuala fântână Gheorghe Grigore Cantacuzino din Parcul Carol, cea din dreapta, acum urcând spre Filaret, decorată de către sculptorul Carl Storck. De asemenea, dintre clădirile bucureștene care aparțin nababului, avem, bineînțeles, palatul din față, dar pe el îl las la urmă, și mausoleul funerar din cimitirul Belu, cel mai mare până astăzi, din punct de vedere volumetric, și profit de ocazie ca să laud gestul unuia dintre descendenții nababului, domnul Max Caragea Johnson, care în prezent duce o campanie susținută de găsirea concesionarilor urmând renovarea acestui mausoleu și cu puțin noroc integrarea lui într-un circuit public de vizitare care ar întări un pic aspectul de muzeu al cimitirului Belu. Așa, avem bineînțeles palatul pe care îl vedem aici, opera arhitectului Ion Berindei în stil baroc francez caracteristic perioadei de apogeu, cea mai înfloritoare, cea a lui Ludovic al XVI-lea. Vedem cu amorașii din partea putii, din partea de sus, cu statuia Victoriei tronând în fața, în corpul central al clădirii. Probabil cea mai frumoasă marchiză din București, această cochilie de scoică deasupra intrării din sticlă ca să nu se răvășească cumva toaletele doamnelor sau ale domnilor care veneau aici la unele dintre cele mai fastoase baluri pe care le știa Bucureștiul din Belle Époque, inclusiv baluri mascate, dar mascate nu în stilul venețian, îți pui o măscuță, ci mascat, costumat din cap până în picioare, eventual în costume de epocă, respectându-se maniera de croire a acestora. Sunt poze, inclusiv cu nababul, deși altfel un om foarte serios și cu o postură demnă, un tip înalt, așa, cu favoriți albi, moda Franz Josef, cu ochi albaștri, care n-a fost niciodată nevoit să ridice glasul, pentru că impunea prin propria prestanță. Clădirea a fost terminată la 1900 și principalul element decorativ sunt cei doi lei de care vorbeam, acoperiți astăzi, inspirați după lei din Quai des Tuileries. Este un veritabil hotel de ville, elementul caracteristic pe care l-am văzut și în cazul casei Florescu, de exemplu, este gardul, iarăși de proporții monumentale, din fier forjat, ce marchează fațada dinspre Calea Victoriei. Bineînțeles, așa cum am spus, casa în care și-a desfășurat activitatea George Enescu, ajungem imediat și la povestea lui, este mai în spate puțin, iar tot din moștenirea nababului mai fac parte veșnic neterminatul palat de la Florești, cum pornim către Sinaia. Pe partea stângă este palatul cunoscut sub denumirea de Micu Trianon, pe care nababul n-a mai apucat să-l termine înainte de moartea sa din 1913. După aia a venit războiul, urmașii din interbelic, fiindcă a venit exproprierea marilor domenii, probabil că nu au mai avut resursele sau dorința să-l termine. Sergiu Niculescu l-a dinamitat un pic în filmul Capcana Mercenarilor și astăzi este, din fericire, reintrat în posesia familiei. Din câte știu, este în posesia doamnei Irina Bosighica, care reunește o descendență absolut fabuloasă, fiind atât urmașa nababului, cât și a lui Ion Ghica, între alții. Și, bineînțeles,
până să ajungem la Sinaia, mai trecem prin Bușteni, unde pe partea dreaptă, cum ne-am duce, putem să vedem castelul Cantacuzino de pe muntele Zamora, ridicat pe coasta muntelui în partea dreaptă, având una dintre cele mai frumoase priveliști probabil din întreaga Românie, pentru că de pe terasa castelului poți să privești exact la Caraiman și la crucea de pe Caraiman, pe care nababul n-a apucat să o vadă, că a fost făcută după moartea sa. Acolo, de acolo plecând și istoriile vis-a-vis de rivalitatea dintre Gheorghe Grigore Cantacuzino, cel mai bogat băi român, și regele Carol I, dacă se demonstrează descendența, și e foarte probabilă descendența familiei Cantacuzino din Muntenia, din împărații Bizanțului, familia își începe istoricul prin secolul XI, drept urmare, este mai veche decât familia de Hohenzollern. În privința bogăției nu încăpea nicio îndoială, Gheorghe Grigore Cantacuzino era cel mai bogat dintre cei doi. Și drept urmare a existat și o concurență vis-a-vis de cine are cea mai frumoasă reședință de vară, pentru că asta sunt Castelul Zamora cu Castelul Peleș. Castelul Peleș ridicat de arhitectul German Schulz, cel care a făcut și casa în care locuiește domnul Bălăceanu Stolnici astăzi, în timp ce la Zamora a lucrat tot vecinul de pe Calea Victoriei al Nababului, Grigore Cerchez. Acum, din punct de vedere arhitectonic, nu sunt eu vreun expert, dar e destul de ușor de observat că Peleșul este net superior Zamorei, care, cum spuneam, poate în schimb să-l domine în ceea ce privește perspectiva, priveliștea de care se bucură, și tot de acolo a rămas celebra snoavă, mă rog, prezentată în mai multe forme. Ideea de bază importantă, că nababul care a construit ulterior Peleșului i-a trimis la un moment dat o scrisoare regelui Carol I, în care îl întreba dacă îi dă voie să pună banda aur pe podeaua Zamorei. Carol i-ar fi răspuns indignat: păi tu vrei să calci pe fața mea, monezile de aur fiind cu chipul regelui? Și nababul a spus: dar nicio problemă, că le pun pe cant, pe muchie. Asta ilustrând, să zicem, această bogăție fabuloasă a lui boier Cantacuzino, prin înmormântarea căruia cumva se pune simbolic capăt acestei perioade de Belle Époque în București. Moare în 1913, mormântarea lui nu e cea mai numeroasă, dar este cu siguranță cea mai fastoasă pe care o cunoaște vechiul regat. Și ulterior, descendenții familiei Cantacuzino, cum spuneam, suferă și exproprierea din 1921, rămâne cu siguranță emblematic pentru această epocă. Cum ajungem, în schimb, să vorbim de Muzeul Enescu? Fiul cel mare al nababului, Mișu Cantacuzino, Mihai Cantacuzino, remarcat în epocă prin trăsătura sa fizică, mustața al imperial, aia cu vârfurile răsucite în sus, să zicem că suferă de sindromul celor care cresc la umbra marilor personalități și cumva nu livrează ceea ce se așteaptă de la ea, adică să-și depășească sau măcar să-și egaleze părinții, și e un personaj mai degrabă șters în activitatea politică, deși la rândul lui este primar al capitalei. În schimb, în viața personală face destul de multe valori, deci este exact opusul tatălui, care fusese un model de moralitate. Fiind căsătorit cu o frumusețe a vremii cu Maria Maruca, născută Rosetti Tescani, unora dintre noi poate să le sune cunoscut denumirea asta de Tescani, pentru că a făcut-o celebră domnul Andrei Pleșu cu Jurnalul de la Tescani, fiind surghiunit acolo în o perioadă în timpul comunismului. O frumusețe a vremii, cum spuneam, numită de nabab Perla Moldovei, foarte mândru de această căsătorie. Maruca, în schimb, venea dintr-o familie unde exista un oarecare istoric de probleme psihice cu un bunic care se sinucisese după ce practicase magia neagră, se pare. Și la rândul ei a avut, din păcate, și mai multe motive să fie la felul labilă psihic. Respectiv, a avut trauma de a-și găsi soțul în pat cu propria ei soră mai mică, Nelly, la vreo 9 ani după căsnicie, ceea ce a făcut-o să vrea să divorțeze la insistențele familiei Cantacuzino. A păstrat formal căsnicia și a păstrat numele și titlul de prințesă, dar nu a mai trăit cu soțul ei, putându-și astfel fiecare urma viața amoroasă, cea a lui Mihai sfârșindu-se prin accidentul auto undeva mai jos de Călimănești, căzând în prăpastie cu o mașină și o fată de o femeie care era atentă la ce făcea el în spate cu o altă femeie, în timp ce Maruca și-a continuat relațiile amoroase între iubiții ei, numărându-se întâi cel mai mare compozitor român și violonist, salutăm cele bune, George Enescu, și ulterior, în viața ei, se insinuează, după moartea lui Mihai Cantacuzino, ea devine moștenitoare a mare parte din avere, fiind astfel o partidă în
lumea bucureșteană, se insinuează foarte inteligentul, dar altfel lipsit de orice fel de scrupul, Nae Ionescu, unul dintre marii filozofi, mentorul triadei Eliade, Noica, Cioran, dar altfel un caracter, cum spuneam, complet lipsit de scrupule, care s-a remarcat prin un parvenitism feroce. Nefiind îndrăgostit de ea, fiind mai tânăr decât ea, pozează în curtezan pentru a se putea insinua în salonul ei, care îi deschidea ușile spre toată lumea bună din România acelei vremi. Inclusiv Regina Maria venea în vizită la Palatul Cantacuzino, la Maruca, și chiar se arăta amuzată, în loc să se declare jignită, de faptul că de multe ori prințesa nu se ridica de pe canapea când intra ea. Nae Ionescu se insinuează așadar în viața Marucăi. Se spune că la un moment dat George Ionescu a avut exact ghinionul Marucăi de a da peste ea cu Nae Ionescu în dormitor, și Nae Ionescu i-ar fi replicat: ieși afară, scârnăvie. Iată, un om lipsit total de scrupule. Însă, odată ce s-a văzut, să zicem așa, cu saci în căruță, domnul Nae Ionescu a părăsit-o pe Maruca pentru o domnișoară mai tânără ca el, evident, ceea ce i-a provocat o nouă depresie principesei, care și-a turnat vitriol, acid sulfuric, pe față, și a zăcut aproape 2 ani. A fost dusă de către Ionescu, culmea, la un sanatoriu la Viena, și toată viața a purtat pălărie cu voal ca să-și ascundă cicatricea permanentă de pe obrazul drept. În cele din urmă, aproape de 60 de ani, s-a căsătorit cu George Ionescu și scena asta este consemnată de Ilie Cogălnicianu și este, mă rog, savuroasă. Săracul Ionescu n-a prea fost fericit în viața emoțională, pentru că prin căsătoria cu un om de rând, familia s-a declarat ultragiată și Alice Cantacuzino, fiica Marucăi din prima căsnicie, mama lui Bâzu Cantacuzino, celebru aviator, a intrat peste slujba oficiată într-un apartament de lângă Cismigiu, de către un preot, nu l-a salutat pe preot și a sărutat mama, ea a refuzat să întindă mâna lui Ionescu, care îi întinsese mâna, și a ieșit trântind ușa. Deci Ionescu, săracul, a avut multe de îndurat și se pare că până la sfârșitul vieții, dat fiindcă în ultima parte, după 1948, când proprietățile Marucăi au fost naționalizate în țară, a fost cel care a trebuit să-și întrețină familia, dând prin concerte și din meditații la muzică, inclusiv când deja se manifestau vizibil semnele bolii care i-au adus sfârșitul semi-paralizat fiind și sfârșindu-se singur, fără sprijinul Marucăi, care altfel e un fapt spus de mai mulți memorialiști, că îi făcea viața amară și la bătrânețe, fiind maladiv de geloasă. Explicabil pe de-o parte de ce. Cert este că, cumva postum, Maruca și-a prezentat omagile față de George Ionescu, pentru că sunt amândoi înmormântați în cimitirul parizian Père Lachaise, iar pe piatra de mormânt Maruca a lăsat doar ca nume Maria Maruca Ionescu, născută Rossetti Tescani, deci a lăsat titlul de prințesă și faptul că a fost înrodită cu familia Cantacuzino. Și a lăsat tot așa prin testament ca palatul socrului ei să fie donat unui compozitorilor și muzicologilor, fiind până astăzi Muzeul George Ionescu. Și tot vorbind așa de Cantacuzini, am ajuns la o altă proprietate semnificativă de pe Calea Victoriei, care de asemenea bifează anumite particularități. Cea mai ușor vizibilă este faptul că e probabil ultima proprietate de pe Calea Victoriei care păstrează vechea proporție între spațiu verde și spațiu construit prevăzută pentru zona asta a Bucureștiului, respectiv undeva la 60% spațiu verde și 40% spațiu construit. Ea a fost dedicată acestei case Filipescu-Cesianu, că despre ea vorbim, un studiu amplu de către doamna Cezara Mucenic, una dintre cele mai bune istorice ale arhitecturii în viață în momentul de față. După cum ne spune numele, și această casă a avut două rânduri de proprietari. Unii sunt acești filipești foarte bogați cu proprietăți în întreaga zonă de nord a capitalei și la un moment dat, printr-o recăsătorire a unei membre a acestei familii, casa intră în posesia familiei Cesianu. Și familia Cesianu e prezentă pe tot cuprinsul căii Victoriei, pornind de la Palatul Cesianu Racoviță, sediu casei de licitație Artmark, venind în zona Ateneului, unde mai e o proprietate Cesianu pe care cred că am ratat-o în turul trecut, așa, și ajungând la casa de vis-a-vis de Academia Română, fosta legație germană din al doilea război mondial, încheind cu această casă Cesianu, de unde vine numele familiei. Ei sunt la origine înrudiți cu jienii, cu familia care l-a dat pe Iancu Jianu,
Însă pe proprietățile lor din Oltenia s-a descoperit o stelă funerară romană de secol III, dacă nu mă înșel, a unui funcționar pe numele lui Plautus Cicianus. Și de acolo s-a transferat, să zicem, numele. S-au remarcat în epocă ca fiind o dinastie de avocați. E o treabă pe care am subliniat-o, cred că și cu voi în alt tur, că București, mai ales România, în perioada de până la al doilea război mondial și poate nu numai, s-a remarcat printr-o serie de dinastii profesionale, să le spunem, de copii care preluau profesia părinților și pentru că beneficiaseră și de un mediu adecvat, duceau lucrul ăsta la noi performanțe. Este cazul familiei Giurescu în istorie, familiei Țițeica în științele exacte, familiei Fotino, de exemplu, în actorie și exemplele cu siguranță pot să continue. La fel și această familie Cicianu a excelat în avocatură. Dinu Cicianu este cel care se hotărăște să vândă casa și o vinde municipalității bucureștene. A intrat inițial pe mâna Radiodifuziunii Române, care a constatat exact opreliștea de care vorbeam un pic mai devreme, că nu putea să o extindă și era prea mică locuința pentru a putea funcționa radiodifuziunea în incinta ei, radiodifuziunea mutându-se ulterior pe strada Berthelot, unde există actualul palat al radiodifuziunii, sala radio. În timp ce aici a fost preluată de Muzeul Municipiului București, care se mută din casa de care vorbeam în primul tur pe Calea Victoriei, Casa Muruții, demolată, ar fi trebuit să fie lângă Academia Română, se mută aici. Colecțiile sunt evacuate în 1944, duse prin Gorj ca să fie ferite de bombardamente, sunt readuse. Inclusiv colecția Simu a trecut o perioadă pe aici pentru a ajunge ulterior la Muzeul Colecțiilor. În ceea ce privește arhitectura, casa este într-un pur stil neoclasic. Se observă, am putut observa privind din laterală, diferențierea bogăției ornamentației între corpul dinspre Calea Victoriei și corpul situat mai în spate pe strada Sevastopol, care arată, din punct de vedere arhitectonic, care este principalul corp de clădire. De asemenea, se mai observă o adaptare la cerințele de urbanism, respectiv colțul teșit al clădirii. Nu este un colț în unghi drept la intersecția cu strada Sevastopol, lucru la fel reclamat de urbanistica bucureșteană. Și mai putem să remarcăm, de asemenea, cum spuneam, forma de aproximativă de L a clădirii. În ceea ce privește prezervarea arhitecturii la exterior, ea este păstrată aproape intactă, în schimb, în timp ce la interior au avut loc mai multe modificări ale ansamblului funcțional în funcție de instituția care a ocupat-o. Până în prezent este sediu al Muzeului Municipiului București, adăpostește între altele o instituție unică, un muzeu al vârstelor, care arată o colecție impresionantă de obiecte de uz casnic din ultimile 200 de ani și de costume în acea perioadă. Deci este istorie a, să spunem, spațiului privat din București în ultimile 200 de ani, în timp ce în curte, în partea stângă, se vede o clădire joasă ce reprezintă lapidariul acestei case Filipescu-Cesian, unde se păstrează freșele care au putut fi salvate în 1986 în urma demolării mănăstirii Văcărești și e impropriu spus că profit, dar vorbind de Văcărești, folosesc prilejul ca să elogiez personalitatea domnului academician Răzvan Teodorescu, recent plecat dintre noi, cel care la vremea aceea împreună cu profesorul emerit Grigore Ionescu și cu istoricul Dinu Giurescu au avut curajul să îi adreseze o scrisoare deschisă lui Nicolae Ceaușescu, în care îi reclamau crima culturală comisă prin demolarea marelui ansamblu monahal de la Văcărești, cel situat pe locul actualei alei a castanilor de la Big Berce. Din fericire, asta măcar se mai păstrează câteva freșe în cadrul acestui lapidariu. Și ne apropiem de capătul propriu-zis al Căii Victoriei, cel care până la începutul secolului trecut era cunoscut și sub denumirea de Capul Podului, pentru că aici se termina pavarea cu bârne de stejar a podului Mogoșoaiei de altă dată, drumul continuându-se firesc până ceea ce era denumit Calea Brașovului. Facem și noi o ilegalitate mică? Așa, bineînțeles, forma actuală este cea de la începutul secolului 20. Nu avea configurația asta drumul, tăia un pic mai drept către Calea Brașovului. Primele amenajări urbanistice în zonă sunt făcute de Pache Protopopescu, care demolează mai multe clădiri, o să vedem imediat istoria uneia dintre ele.
și în felul acesta dispar mai multe proprietăți. De exemplu, în zona, din câte am citit eu, erau și proprietățile lui Dimitrie Ghica, celebru Beizadea Mitică, fiul lui Grigore al IV-lea Ghica, cel care s-a remarcat profesional vorbind prin modernizarea orașului Sinaia și transformarea lui în probabil principala stațiune montană a României, iar în plan personal printr-un fapt care a scandalizat lumea bună a vremii sale, pentru că a răpit-o la propriu pe fica profesorului lui de dans, Duport, și s-a căsătorit cu ea, având o căsnicie cu lumea fericită. Altfel, Dimitrie Ghica, fiind la vremea sa un personal îndrăgit de bucureșteni, fiindcă, lăsând la o parte că făcuse mai multe lucruri bune pentru municipalitate, era și bon viveur, așa, un tip grăsuț, căruia îi plăceau petrecerile. L-am văzut la un moment dat, cred că l-am menționat, pe centru vechi, pe la locanta lui Iordache Ionescu, restaurantul la Trei Vițe de Vie. Ei bine, din sistematizările urbane, din perioada comunistă, a scăpat din fericire o clădire care se află situată în stânga, cum mergem noi aici prin gang, clădire care probabil că a rămas în memoria majorității bucureștenilor de astăzi, ca fiind unul dintre cele mai renumite restaurante încă din perioada comunistă, închis din păcate în urmă cu vreo câțiva ani, era restaurantul Mărul de Aur, care mai de mult cel puțin era cunoscut pentru partea de pescărie și a fost a cărui faima a fost sporită de una dintre cântărețele de muzică lăutărească din București de altădată, Cornelia Catanga, din păcate, dar și a plecat dintre noi de câțiva ani. Însă mai înainte, această clădire, care este opera arhitectului Gheorghe Cantacuzino, Geme Cantacuzino, a aparținut inițial unei doamne de origine străină, dar la începutul secolului, în perioada interbelică, a fost cumpărată de sora regelui Carol al II-lea, principesa Elisabeta, cea ulterior regina Greciei, mai înainte ca aceasta să se mute în locuința ei de la Herăstrău, numită relativ impropriu Palatul Elisabeta, locul unde regele Mihai, la sfârșitul anului 1947, dat fiindcă Palatul Regal, cât și Palatul Cotroceni fusese afectate de bombardamente, a fost nevoit să-și semneze abdicarea, silit fiind de Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu Dej. Locuința aceasta, după ce principesa Elisabeta se mută, devine sediul Clubului Miliardarilor. Deci ei se întruneau cei mai bogați români ai epocii ca să-și discute planuri de afaceri. Respectiv, după aceea intră, cum spuneam, devine local, unul dintre localurile bune și în perioada comunistă, când ne place sau nu, majoritatea localurilor bucureștene erau nici mai mult, nici mai puțin decât o formă un pic mai sofisticată de cantină.